Bună ziua și bine v-am găsit la primul podcast al proiectului Alumni Insert, proiect finanțat prin competiția Fi în Centru, ediția 2021-2022 a Universității Transilvania din Brașov. Eu sunt gazda dumneavoastră, Rareș Stanciu, iar acesta este primul dintr-o serie de 10 podcasturi în care vom avea invitați absolvenți ai universității și îi vom ruga să ne împărtășească câte ceva din experiența lor. Primul invitat este domnul Savu Codruț Nicolae, absolvent al Facultății de Drept, actualmente avocat și lector universitar la Universitatea Transilvania din Brașov și încă trei profesii pe care mi le-am notat pentru că mi s-a părut destul de greu de reținut, anume formator INPPA, arbitru la Curtea Internațională de Arbitraj Comercial din cadrul CCIR și arbitru la Curtea de Arbitraj din cadrul Camerei de Comerț Industrial Brașov. Bună ziua, domnule Savu, și vă mulțumim foarte mult că ne-ați acceptat invitația. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație și, așa cum vă spuneam, sper să avem o emisiune incendiară, așa cum este vremea afară. Sunt convins că vom avea. Haideți să o luăm cu începutul. Dumneavoastră sunteți absolvent de Facultatea de Drept. Spuneți-mi, vă rog, ce specializare ați absolvit și în ce an s-a întâmplat asta? Deci, parcursul meu profesional a fost unul, să spun așa, destul de atipic, pentru că inițial vroiam să urmez IEFSU, Institutul de Educație Fizică și Sport, și brusc m-am răzgândit și m-am decis chiar înainte cu o lună de examenul de admitere la facultate să nu mai dau la Facultatea de Educație Fizică și Sport și să urmez Facultatea de Drept. Dar ce anume v-a determinat să faceți asta? În mintea mea era o chestiune de genul sport, pot să fac oricând, oriunde, în timp ce o altă specializare, o altă profesie, nu o poți face chiar oricând și oriunde. Și din considerente de ordin pragmatic am decis să urmez Facultatea de Drept. Am stat un an acasă după terminarea liceului, m-am pregătit la istoria românilor, istoria României, ca așa să dea admitere, și la gramatică, și am dat admitere și am intrat la Facultatea de Drept, fiind prima promoție a Facultății de Drept din cadrul Universității Transilvania, 1997-2001. Foarte tare. Cum vi s-a părut trecerea de la absolvent la angajat? Că știu că la începutul anilor 2000, chiar și un pic perioada 90, în România au avut foarte multe schimbări loc. Da, au fost multe schimbări, însă și pe atunci mi-amintesc că erau foarte mulți absolvenți licențiați în drept, în științe juridice, pentru că erau și foarte multe facultăți particulare, era o hemoragie de studenți și de absolvenți ai facultăților de drept, astfel că nu era ușor să accezi într-o anumită profesie. Însă nimic nu te împiedică să te pregătești specific pentru ceea ce doresc să urmezi, că vrei să fii avocat, că vrei să fii judecător, că vrei să fii procuror, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, consilier în proprietate intelectuală, proprietate industrială, practician în insolvență. Nimic nu te împiedică să îți urmărești scopul și să dobândești cunoștințele specifice uneia dintre profesiile pe care deja vi le-am enumerat. Bineînțeles, de fapt, dușmanul cel mai mare suntem chiar noi înșiși prin faptul că nu, de multe ori poate nu ne dorim sau ne găsim alte lucruri mai bune de făcut care de fapt nu ne ajută chiar așa de mult. Așa este, eu cel puțin, sau în vremea când eu eram student și, mă rog, mulți alții, nu existau rețelele de socializare, nu exista această social media, ca să spunem așa, care să te distragă de la învățat. Și atunci nici nu prea aveai ce să faci și puteai să aloci mai mult timp învățatului. Acum cred că e mai greu, nu știu ce aș face dacă m-aș întoarce în timp și am avea acea tehnologie. Nu știu dacă aș mai învăța la fel de mult. Am înțeles. Este, până la urmă, un exercițiu de imaginație. Cât de ușor v-a fost să vă găsiți un job după ce ați terminat facultatea? După ce am terminat facultatea, am lucrat la Facultatea de Drept ca și cadru asociat timp de un an de zile, din 2001 în 2002. În 2002 am ocupat un post de preparator și am devenit titular. Actualmente postul de preparator nu mai există în schema personalului didactic din învățământul superior.
Ulterior am devenit asistent și actualmente sunt lector. Super. Apoi, în paralel, am fost consilier juridic, am lucrat cu timp parțial de lucru pentru diverse societăți, pe atunci denumite comerciale, actualmente nu se mai numesc societăți comerciale, doar societăți. Iar ulterior, după ce am avut o anumită vechime în cele două profesii, învățământ și consilier juridic, am dat un examen de admitere în baroul de avocați. Am devenit avocat, dată fiind vechimea anterioară, am intrat avocat definitiv, deci nu am fost niciodată stagiar. Am avut o colaborare cu o casă de avocatură a foștilor mei profesori și câteva luni doar a durat această colaborare, după care mi-am deschis cabinetul meu individual de avocat. Am înțeles. Deci ați avut un parcurs relativ ușor. Da, sigur. Mi-am urmărit scopurile și a trebuit să dau examenele specifice pentru a accede în profesie. Acum, corelat cu realitățile de astăzi, nu știu exact în domeniul avocaturii cum este, dar știu că nu la fel de mulți elevi, studenți, mă scuzați, își găsesc la fel de ușor job în zilele noastre, poate și din cauza multitudinii de oportunități, poate și din cauza faptului că se duc spre anumite joburi foarte specifice și poate în România nu sunt la fel de bine dezvoltate. Care credeți dumneavoastră că este profilul absolventului de succes, în vorbind acum strict de avocatură? Da, profilul absolventului de succes e destul de simplu. Ca să fii într-adevăr un absolvent de succes, cred că în primul rând trebuie să fii pasionat. Nu este suficient să fii conștiincios, să-ți placă să înveți în sensul de a ține pasul cu examenele, cu licența în final, ci este necesar să-ți placă dreptul, să-ți placă știința juridică la un nivel ridicat. Exact, vorbeam cu cineva care joacă mult șah și fiind șahist, întrebam ce faci în timpul liber și el îmi spunea joc șah. Deci ca atare, în timpul liber trebuie să ajungi să studiezi, de ce? Dar dacă nu o faci din pasiune, ci o faci din obligație, nu cred că vei putea avea profilul unui absolvent de succes. Absolut. Deci toată chestiunea se rezumă la a fi pasionat și bineînțeles la a fi încrezător în propriile forțe și relativ la ce îmi spuneați anterior, referitor la faptul dacă actualmente e mai greu sau mai ușor față de momentul când eu am absolvit facultatea, cred că, cu referire strict la avocatură, cred că e un pic mai ușor, pentru că anterior era necesar pentru a putea să dai examen, era necesar să ai două semnături, adică să ai doi îndrumători avocați care să garanteze, unul să garanteze pentru tine și celălalt principal să te îndrume. Și dacă nu aveai aceste semnături, nu prea puteai să dai examen. Ulterior s-a schimbat acest aspect, puteai să dai examen și aveai obligația ca într-un anumit termen, nu mai rețin exact termenul acum, să-ți găsești acești îndrumători. Iar dacă nu ți-i găseai, valabilitatea examenului cred că era undeva la 3 ani. Deci pierdeai examenul. Tocmai de aceea eu am dat examen în avocatură, pentru că nu am avut acele semnături când am vrut eu să dau, adică imediat după, a trebuit să mă folosesc de vechimea în profesiile juridice anterioare ca să pot să devin avocat și am, bineînțeles că am devenit avocat definitiv, deci n-am mai avut nevoie de semnături. Actualmente dai examenul necondiționat de semnături și din acest punct de vedere poți îți și găsești maestru, pentru că rigurozitatea este destul de mare și asta vă spun în calitate de formator al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților. Am înțeles. La dumneavoastră s-a pus problema de pasiune sau a fost ceva strict pentru că voiați o meserie, cum să spun, de bază, cum era pe vremea aceea? Evident a fost o chestiune de pasiune. De altfel, pasiunea mea a început chiar de vreme. Participam la manifestări științifice, participam din plăcere. Citeam foarte mult drept. Îmi plăcea pe atunci când eram student dreptul civil. Sigur că am ajuns să lucrez actualmente pe alte discipline în facultate, drept civil, drept internațional privat, dreptul comerțului internațional, dar acest drept civil e lăsat mai la urmă
este cumva la masterat, deci nu mai este în ciclu de licență și, bineînțeles, că doar pasiunea m-a îndreptat către profesia de avocat și chiar către învățământ. N-am putut și n-aș fi putut niciodată să devin judecător, procuror sau, nu știu, notar sau executor judecătoresc. La fel de bine puteam să dau un examen și acolo. Sigur că la judecător, să zicem că era o concurență mai mare, dar n-ar fi fost o problemă, mai ales după câțiva ani de învățământ universitar. Cred că eram destul de bine pregătit. Așa cum cred că mai sunt și acum, dacă nu m-a lăsat memoria. Înțeles. A mai fost poate și alt factor care v-a influențat decizia înspre această ramură? Ceva personal sau? Nu am avut vreo frustrare, să zicem așa, care să mă determine să intru în acest domeniu al juridicului, al justiției. Știu că sunt studenți la drept care, spre exemplu, au avut un incident nefericit în familie sau au avut astfel de chestiuni și pentru acest considerent au decis să studieze dreptul. Dar nu a fost cazul la mine. Ce să spun, nu știu, acum și în avocatură, vedeți dumneavoastră, profesia asta este destul de complicată, complexă, lucrezi cu oameni, nu înseamnă că dacă ești avocat ești neapărat bogat, așa mai departe. Ca în orice profesie există bogați, există săraci. Din acest punct de vedere, da, pentru noi absolvenți, actualii absolvenți, din punct de vedere al condițiilor financiare și al stabilității, ar fi mai sigur să urmeze Institutul Național al Magistraturii, să devină judecător, procuror. Dar, repet, totul ține de pasiune, totul ține de ceea ce îți place să faci și tocmai de aceea eu am ales ceea ce fac în prezent. Am înțeles. Ce sfaturi ați avea pentru actualii studenți de la Facultatea de Drept? Cred că cel mai important lucru este să continuăm așa sfaturile în această rețetă a absolventului de succes. Cred că important este să aibă răbdare suficientă să citească instituțiile specifice dreptului din fiecare domeniu, drept civil, drept penal, drept constituțional, să aibă răbdarea să citească pentru a putea înțelege ce este acolo. Și după ce reușește să treacă de acest stadiu al comprehensiunii, să își poată da seama dacă într-adevăr îi place sau nu îi place această meserie, acest domeniu juridic, ca să spunem așa. Dar dacă nu își acordă timp suficient cu ei înșiși să vadă dacă le place această disciplină sau nu, se pot păcăli. În sensul că ar fi putut fi foarte buni juriști, pentru că termenul de jurist este termenul generic, iar avocat, notar, procuror este specia, da? Ar fi putut deveni foarte buni juriști, dar nu au avut răbdarea suficientă să vadă dacă le și place. Pentru că așa te prinde pasiunea sau plăcerea pentru a face ceva. Întâi studiezi, înțelegi și după ce înțelegi vezi dacă îți place. Dacă ai înțeles și vezi că nu îți place, înseamnă că s-ar putea să nu fie de tine. Da, acum în ce timpuri trăim, revenim puțin la acel subiect cu social media. Chiar din cauza social media am observat că această tendință de pierdere a răbdării este tot mai întâlnită în rândul tinerilor și este posibil să aibă efecte devastatoare asupra vieților lor. Aveți perfectă dreptate. Fluxul informațional este imens. Dacă înainte se lucra cu poșta clasică și o scrisoare ajungea în 2 săptămâni, actualmente nu, avem poșta electronică, e-mailul, avem aceste canale WhatsApp, Telegram și așa mai departe, în care se vede tot, se aude tot, imediat poți fi identificat, vin foarte, foarte multe informații și este greu să le gestionezi și într-adevăr ele te distrag, pentru că primești multe mesaje, ca să le spunem generic, iar aceste mesaje de multe ori te obligă să acestor mesaje trebuie să le dai un feedback și bineînțeles că acest feedback, dacă ai multe mesaje, ocupă foarte mult timp și e un factor de a te distrage de la ceea ce ai urmări inițial, astfel încât nici nu-ți dai seama când au trecut 4 ani de facultate și îți dai seama că ai stat foarte mult pe Facebook și prea puțin ai alocat resurse de timp pentru a învăța.
Dumneavoastră ați primit un sfat pe durata studenției care, sau care v-a rămas în memorie, nu neapărat dacă v-a ajutat sau dacă nu. Da, mi-amintesc că decanul facultății de drept, Cristinel Morzea, care mi-a fost profesor și care actualmente mi-este prieten, unul din prietenii și apropiații mei dragi, spunea, măi copile, zice, trebuie să înveți mult, să citești mult. Zice, dacă o să înveți și mai ales drept civil, o să știi ce disciplină vrei tu. Și într-adevăr, pentru că studenții de la drept aud această zicală, da, într-adevăr, și acum pot să afirm că cine știe drept civil poate ști ce vrea el din domeniul juridic. De ce? Pentru că dreptul civil este una din, sau este ramura cea mai complexă a dreptului, care implică raționamentele juridice cele mai complicate. Okay. Pentru toți studenții de drept care ne ascultă, luați aminte, știți cum este? Am observat un trend în rândul tinerilor studenți, acela că se angajează pe durata facultății. Ce părere aveți despre treaba asta? E o chestie bună, e o chestie rea? Da, spre deosebire de generația mea, în care, prin excepție, colegii mei lucrau, aveau un contract de muncă, acum angajarea studenților, în paralel cu, bineînțeles, cu facultatea, este o regulă, nu este o excepție și prin excepție nu se lucrează. Evident că în momentul în care lucrezi și ești nevoit să faci asta pentru că trebuie să-ți plătești taxele, trebuie să-ți plătești întreținerea dacă ai o chirie și așa mai departe, e dificil. Ce-i drept că atunci când eu am făcut facultatea nu existau locuri nebugetate, adică cu taxe, existau doar locuri bugetate. Eu am avut șansa să nu plătesc, să-mi spun așa, să nu-mi plătesc facultatea, să fie un învățământ universitar gratuit, astfel că n-am fost nevoie să lucrez și susținerea din partea părinților a contat pentru că am avut foarte mult timp să învăț și cum, așa cum vă spuneam anterior, cum nu existau prea multe opțiuni pe internet, chiar alocam timp pentru asta și chiar m-a prins flama, pasiunea pentru drept. Ați fost un student silitor. Da, 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 îmi plăcea să învăț, citeam foarte mult și mi-a rămas acest reflex să tot studiez. Nu e nimic special în chestia asta, trebuie să fii doar pasionat, să fii curios. Altceva nu este. Dacă ai curiozitate, o să ai și pasiune și lucrurile vin de la sine. Dacă ești ignorant față de ceea ce faci și urmărești să te distrezi, te poți distra 4 ani ca ulterior să suferi 40 cel puțin, sau poți să sacrifici nu neapărat 4 ani, 2 ani să zicem așa, și să încerci să te realizezi profesional. Să duci o viață liniștită, cum da, o viață normală. Acum, trecând de la muncitul în timpul facultății la muncitul după absolvire, ce credeți că este mai bun? Freelancing-ul sau angajatul? Eu acum sunt în ambele tabere, pentru că sunt angajat al Universității Transilvania, da? Și în același timp sunt, să zicem așa, asociat într-o societate de avocatură pe care am înființat-o împreună cu soția mea. Da. Evident că sunt și freelancer, dacă în categoria freelancerilor intră liber profesioniștii, nu? Pentru că avocatura e o profesie liberală prin excelență și lucrez și la stat. Pe partea de avocatură nu lucrez cu statul și evit să lucrez cu statul, cum vă spuneam înainte să începem noi emisiunea prezentă. Din diverse motive îmi place mai mult să lucrez în mediul privat, însă îmi place foarte mult activitatea de predare și de a împărtăși cu studenții astfel de cunoștințe și mai mult decât atât este, cred, nu ai, există facultăți particulare, evident, dar cum am terminat la această facultate, cum sunt un absolvent, un alumni, nu, al acestei facultăți, e și o chestiune care ține de animus, de suflet, da? Și de aceea am rămas în continuare să predau și nu am abdicat, să zic așa, de la
contractul individual de muncă pe care l-am încheiat cu universitatea, deci cu statul. Dar ce recomand studenților, dacă mă întrebați pe mine, da, recomand să fii freelancer. E mai important să fii freelancer, suntem într-o societate capitalistă, acum sigur tendințele sunt altele. Da. Bineînțeles că singura constantă în viață este schimbarea, da, așa absolut. Că fiecare trebuie să se adapteze, dar nu aș renunța, spre exemplu, la profesia de avocat, deci de freelancer, în detrimentul unei alte profesii care de practică juridică, să spunem așa, cum ar fi avocat, eu știu, magistrat sau alte profesii despre care v-am spus. Chiar și notarul este funcționar public, este spre deosebire de notar, ca să vă dau așa un exemplu simplu, notarul are obligația să autentifice un act pe care, să spunem așa, clientul îl solicită. Eu, ca avocat, nu sunt obligat să fac un contract, să închei un contract de asistență juridică cu un client. Dacă, dacă îl accept ca și client și dacă cred în cauza lui, dacă am o anumită chimie cu el, pentru că în legea avocaturii americane se vorbește de chemistry between attorney and the client. E, dacă nu ai o chimie cu clientul și, bineînțeles, și clientul cu tine, e o chestiune de reciprocitate, este recomandat să nu contractezi, să nu lucrezi cu el. Deci, avocatura este o profesie, dacă vreți, mult mai complexă din punct de vedere al colaborării, cooperării cu clientul. La notar e mai simplu. Uitați actul, vi l-am dat, ai pus două parafe pe el, ai luat consimțământul, datele de identificare și s-a terminat. Aici înseamnă mult mai mult, înseamnă să cooperezi cu clientul pe speța dedusă judecății sau pe, mă rog, chiar și pe serviciile de consultanță. Aici am și o curiozitate personală, dacă ni se permite o păstrăm în, în podcast, dacă nu, nu? Vi s-a întâmplat vreodată să aveți, să vă vină un client care poate nu credeați neapărat sau nu voiați să lucrați cu el și ați fost obligați să lucrați cu el? Și cum a fost experiența? Dacă vreți să ne împărtășiți pe asta. Nu pot să zic că am fost obligat, dar am avut un client care mi-a cerut să-i, pentru studenții de la drept, că ei știu, să-i fac o contestație la executare pentru că se validase împotriva sa ca angajator o poprire și am studiind cu el problematica la birou, mi-am dat seama că șansele lui sunt foarte mici, șansele de reușită. Și bineînțeles că l-am refuzat, el a spus nu, pentru faptul că a spus nu ca să-l refuz, i-am spus un onorariu foarte mare, el a spus că el îl plătește. Aoleu. Da, și am spus da, dar știți, aruncați banii de aici, de la etajul 5, că la etajul 5 avem sediu. Și el spune, nu contează, zic, știți, uite, hai să facem altceva. El a fost profesor de limba română și făcea o interpretare gramaticală cu mine pe textul de lege. Wow. Și lui se părea că are dreptate pe interpretarea gramaticală. Eu i-am spus că practica e diferită pe ceea ce el intenționează. Normal. Să își valorifice ca interes juridic, judiciar. Nu prea înțelegea această chestiune, dar până la urmă insistența lui m-a făcut să accept și ghiciți ce, am câștigat și în primă instanță procesul. Wow. Și în apel. Nu că aș câștiga mereu, dar nu l-aș fi luat, spre exemplu. Vedeți? Deci nu l-aș fi luat. Pentru că nu credeam în cauza lui. Înțeleg. Dar nu se pune problema vreodată să fii obligat să iei un client. Există avocații din oficiu, care dacă li se încredințează o anumită cauză, el este obligat să o preia. Dar am vorbit acum de avocații aleși, ca să spunem așa. Am înțeles. Bun. Deci, dumneavoastră, sunteți pentru mediul privat în detrimentul lucratului cu statul? Da, cel puțin dacă ești freelancer și poți, îți permiți să lucrezi doar cu o clientelă din mediul privat, recomand acest lucru din considerente de protecție juridică sau judiciară. Am înțeles. Considerați că este necesar o licență pe care studentul trebuie să o aibă ca să profeseze în domeniu și poate și un master ca să devină avocat sau poate și fără aceste lucruri? Evident, una dintre condițiile pentru accederea în profesia de avocat este să fii licențiat în drept, în științe juridice. Master nu este obligatoriu, însă cred că este bine ca studenții să urmeze și ciclul de masterat, nu doar ciclul de licență, pentru că masteratul, pe lângă faptul că poate fi cerut în anumite posturi, da?
funcționar public, funcționar public european, chiar și consilier juridic, poate chiar și o casă de avocatură să facă o selecție și pentru a mai decela dintre candidați să instituie această condiție a masteratului, dar ea nu este obligatorie pentru a deveni avocat. Este obligatorie pentru doctorat. Evident că o facultate, indiferent că e drept sau orice altă specializare, este necesar să se finalizeze cu o licență, pentru că altfel ești doar un absolvent și cred că nu ai prea multe șanse să accesi nici în celelalte profesii juridice, pentru că și în celelalte se cere să fii licențiat în drept. Bineînțeles că masteratul îți deschide și calea doctoratului, calea doctoratului care de lege lata este obligatorie pentru a putea accede, spre exemplu, în învățământul universitar. Trebuie să fii doctor, există un proiect de modificare a legii învățământului, la legii 1 din 2011, dar deocamdată e proiect în care vrea să se renunțe cel puțin pentru funcția de asistent universitar la condiția deținerii diplomei de doctor în specializarea respectivă. Dar deocamdată, repet, e un simplu proiect de lege care nu a fost încă, să spunem așa, adoptat. Deci cred că tot ce ne rămâne de făcut este să așteptăm și să vedem cum va evolua situația. Da, eu recomand să recomand studenților să-și facă toate studiile, mai ales că toate se fac la timpul lor. E adevărat că poți să studiezi și la vârste mai înaintate, nimic nu te oprește, însă este bine ca și curs firesc, natural al lucrurilor, așa cum viața decurge, să urmezi, să-ți urmezi și să faci tot ce ține de cariera ta la timpul potrivit, ca să spunem așa. Deci este bine să-ți dai licența, pentru că doar o diplomă de absolvent sau, mă rog, o adeverință de absolvent, că nici nu știu dacă se emite diplomă de absolvent, nu știu la ce te-ar putea ajuta ca și student, mai ales în domeniul dreptului. În opinia dumneavoastră, care credeți că sunt soft skill-urile? Pentru că de hard skill-uri nu știu dacă putem vorbi neapărat în domeniul avocaturii. Implică mai mult operarea pe diverse aplicații și mă gândesc că soft skill-urile partea efectiv, cum să zic, personalitatea studentului este mult mai importantă în acest domeniu. Da, pentru că mi-ați explicat aceste două concepte, nu am studiat foarte mult sensul lor, dar cred că sunt importante amândouă, și hard skills, pentru că este necesar să ai cunoștințe de operare pe computer, calculator, laptop, alte device-uri, mai ales că acum există și o justiție, dacă vreți să-i spunem așa, electronică, trebuie să accesezi diverse platforme, diverse site-uri, ca să spunem așa, softurile legislative, pentru că nu mai ai cum să ai doar un simplu cod, îți trebuie întotdeauna un soft legislativ actualizat ca să fii cu legea la zi. Unde bănuiesc că se împrospătează legile. Se împrospătează legile, da, se actualizează cu toate modificările. Apoi, bineînțeles că adiacent s-ar putea să studieze acestea nu doar de pe un computer, ci de pe o tabletă, de pe un telefon. Și atunci este necesar să te descurci. Dar cred că acestea deja sunt chestiuni cu care generația actuală s-a născut. Da. Dacă stăm să ne gândim, în 2007 s-a lansat primul iPhone, nu? Primul smartphone, da. Nu cred că facem reclame, dar ideea este că vă dați seama că studenții s-au născut cu aceste device-uri și ele sunt cumva intuitive pentru ei, nu este necesar să ai niște skills-uri, eu știu, foarte bine dezvoltate. Pe partea de soft skills, clar că depinde, așa cum dumneavoastră foarte bine ați punctat, de personalitatea, de caracterul absolventului, pentru că un absolvent care vrea să urmeze, care vrea să devină avocat, ar trebui să fie sociabil, ar trebui să stăpânească o comunicare diversificată, ușoară, să aibă tactul necesar și diplomația necesară de a acționa, de a discuta, de a explica clientului aspectele juridice ale cauzei,
să aibă, dacă vreți, un timbru vocal adecvat pentru a putea să pledeze în instanță, nu? Să nu vorbească nici prea tare, dar nici prea încet, pentru că nu se face auzit, să nu vorbească nici prea repede, pentru că nu va putea fi urmărit. Toate acestea țin, într-adevăr, așa cum spuneați dumneavoastră, de o dezvoltare personală pe această latură. Dacă, nu știu, e judecător, ca să dau profesiile cunoscute, e necesar să nu fii prea vorbăreț, în general trebuie să asculți, dar există și judecători, așa, în mod excepțional, interactivi, care participă, de exemplu, la o cercetare judecătorească penală, participă interactiv, se implică, pune întrebări mai multe, îi pune întrebări avocatului pe anumite chestiuni pe care el le are de soluționat, și așa mai departe. Dar specific, cel puțin în sistemul nostru de drept, unde un judecător trebuie să aibă grijă să nu se antepronunțe, pentru că poate fi recuzat sau are obligația să se abțină dacă s-a antepronunțat, trebuie cumva să vorbească cât mai puțin, să își dozeze comunicarea, dacă vreți așa, ca să nu depășească această linie a antepronunțării. E numai în dreptul nostru, pentru că, să știți, în dreptul anglosaxon, spre exemplu, nu există această chestiune cu antepronunțarea. Cred că ar trebui să se renunțe la această restricție, da? Pentru că nu are niciun sens. Practic e un motiv de recuzare sau de abținere. Recuzarea este când judecătorul nu se abține și partea, avocatul, da, îl face o cerere prin care solicită recuzarea, pentru că judecătorul ar fi incompatibil prin, spre exemplu, antepronunțare. Mai poate să fie și grad de rudenie, dar nu are legătură cu soft skills, da, pentru că vorbeam de antepronunțare, adică să nu vorbești prea mult, că s-ar putea să-ți scape porumbelul, nu? Și să spui ceva ce anticipează soluția pe care tu urmează să o dai, și atunci se consideră că partea nu a avut... nu a avut, să spunem așa, un proces echitabil. Este poate și ăsta un factor pentru care multe dintre procesele din România se mișcă mai greu? Nu, nu. Nu are absolut niciun fel de legătură. Procesele, spun eu că actualmente nu se mai mișcă atât de greu. Eu cred că aici e o chestiune care ține de de organizare și de infrastructură umană, da, infrastructura de personal și infrastructura materială. Pentru că dacă am avea mai multe tribunale, cum s-ar spune, da, mai multe sale, am avea și un tribunal comercial și un tribunal de familie, am avea mai mulți judecători, mai mulți procurori, un judecător ar avea mai mulți grefieri care să-l ajute, să, așa, ar avea și documentariști, da, pentru că și unui judecător ar trebui un documentarist, pentru că nu poți să intri cu 100 de cauze într-o ședință, sunt 100 de dosare, gândiți-vă că un dosar are 200-300 de file, nu? Dacă avocatul reclamantului îi dă 10 pagini, 15 de citit, și avocatul părâtului îi dă și el 10-15 pagini de citit, sunt 30 de pagini numai pe apărări, nu și pe probe, pe documente. Și dacă are 100 de dosare, faceți socoteala 30 ori 100 și ne întrebăm noi, avocații, oare a reușit, a avut timp să le citească? Da, înțeleg. Da? Și noi cerem atunci o chestiune care ține, nu, de imposibil, nu? Adică n-avem ce să facem. Spuneau România, din posibil e un nulla obligatio. Adică e nulla obligația prin care tu ți asumi o chestiune care ține de domeniul imposibilului. Bun. Cum vi s-a părut prima zi de a fi, nu știu, avocat? Da, aici e un pic greu pentru că dumneavoastră n-ați început fix ca avocat. Dar când ați fost dumneavoastră, pentru ce veniți să studiați la facultate? Cum vi s-a părut? Păi, dacă e să-mi aduc aminte, hai să iau așa cu studenția. Mi-a plăcut foarte mult, eram entuziasmat, de exemplu, în prima zi la facultatea de drept. Apoi când am avut, nu mai mi-amintesc exact primul proces, pentru că eram consilier juridic și am avut puține procese în perioada cât eram consilier juridic, dar mi-amintesc doar senzația, trăirea de atunci. Eram entuziasmat, nu mi-era teamă că greșesc, că eram doar entuziasmat, așteptam să intru în arena gladiatorilor, ca să spunem așa, nu? Pentru că dreptul roman există încă în practica juridică și judiciară actuală. Foarte interesant dacă așa ceva încă mai există în timpurile noastre. Domnul Savu, dacă îmi permiteți, dumneavoastră aveți copii? Da, am doi copii. Să vă trăiască. Un băiat de 15 ani, Justin, și sunt și bucuros de el că a reușit acum la examenul de capacitate.
nici nu știu exact cum se mai numește, pentru că nu mai sunt familiarizat cu terminologia, e valoare națională, da, așa este corect, și a reușit la Șaguna, la Mate Info. Fericite. Da, e așa, și mai am o fetiță de 7 ani care... acum face primii pași. Da, intră în clasa 1 în toamnă, a fost în clasa 0, deocamdată e micuță, ce să vă spun. Să vă trăiască. Mulțumesc la fel, dacă... Aveți vreo meserie la care v-ați gândit să o recomandați către ei sau vreți să-i lăsați liberi să-și aleagă singuri? Este... cred că ideea dumneavoastră finală de a-ți alege singur meseria, cred că ar corespunde cel mai bine unei necesități și utilități practice și care ar veni în întâmpinarea acestui, hai să-i spunem, deziderat, care face parte din rețeta absolventului de succes. Deci dacă ești pasionat, trebuie să-ți urmezi pasiunea, pentru că e cel mai bine. Aș putea să recomand avocatura, nu fiind avocat, dar nu toată lumea se poate adapta unei astfel de profesii. Spre exemplu, pot fi juriști foarte bine pregătiți, să luăm un judecător care iese la pensie, mai tânăr fiind, nu? Da. Și vrea să urmeze avocatura, să practice avocatura. Deși partea scrisă o cunoaște foarte bine, s-ar putea să se descurce mai greu cu partea orală. Da. Da? Pentru că dacă nu are exercițiu timp de 20-25 de ani, a stat și a ascultat avocații, evident că s-ar putea să-i fie mai greu. Și apoi mai e partea de a negocia contracte de asistență juridică cu clienții, de a participa la negocieri alături de clienți când se încheie contracte comerciale. Sunt multe, multe aspecte. Plus, avocatura asta presupune contact direct cu clientul, pe care, spre exemplu, un judecător nu-l are. Nu-l are niciodată, iar după ce trece din această profesie în avocatură, vă dați seama că e un pic mai greu să socializeze, să comunice cu oamenii din acest punct de vedere, nu din alte puncte de vedere. E vorba și de exercițiu. Dar sunt mulți care s-au adaptat și care chiar au profesat cu succes. Deci totul depinde de, și de firea, de tipologia, de caracterul persoanei, pentru că și profesia asta se potrivește cu... Eu n-aș fi putut, de exemplu, să fiu static, notar. Nu mi-ar fi plăcut această meserie, chiar dacă e frumoasă și implică foarte multe cunoștințe de juridice, cu precădere de drept civil, dar și multe alte cunoștințe. Este foarte interesant faptul că ați răspuns chiar la următoarea întrebare pe care urma să vă adresez, și anume cum vedeți dumneavoastră orientarea în carieră din România. Și, în general, mi-ați cam spus că depinde de firea fiecărui om, dar credeți că mai există și alți factori, poate mediul din care provine cineva sau mediul cultural, poate ce facultate a făcut? Da, dacă vă referiți la faptul că un absolvent de drept, să spunem, ar avea și o altă facultate, urmat și o altă facultate, da, contează foarte mult. Cred și acum că cei care au urmat, fie în paralel, fie anterior, un profil real, într-o facultate specific, cred că ar învăța dreptul mai ușor. Deși am colegi care susțin că nu, le este mai greu, pentru că totuși dreptul face parte din ramura umanistă și pentru chestia asta trebuie o înclinație mai mult umanistă decât una care ține de domeniul realului, ca să spunem așa. Dar de ce credeți că absolvenții de real ar putea învăța mai ușor? Cred că își pot folosi logica mai bine, cred că ar putea avea o logică mai bine, dar în același timp, într-adevăr, cred că nu au răbdarea suficientă să citească, pentru că trebuie să citești mult. Și lor le place matematic, le plac chestiunile exacte, iar în drept, vedeți, există o regulă, există o excepție de la excepție. Și chestia asta s-ar putea să nu-i placă unui, să spunem, matematician. Da? Bineînțeles, și în matematică există teoreme și repercursiune ale unor teoreme și așa mai departe, și normal că fiecare se plânge de așa, dar ce mi se pare mie interesant în mediul ăsta al dreptului e că legea se schimbă aproape constant. Nu știu exact o constanță, dar nu cred că legile care erau acum 30 de ani se mai aplică și acum în ziua noastră. Da, uite, dacă ne referim la dreptul muncii, la codul muncii, pe vremuri era simplu, era mai ușor de cunoscut. Vreau să vă spun că oamenii, pentru că legea îi se adresează omului, nu ca subiect al raportului de conformare, adică el trebuie să se conformeze legii astfel încât să nu intre într-un raport de conflict, adică să o încalce și să intre într-un conflict cu legea,
legea era mai accesibilă oamenilor pe vremuri. Actualmente e atât de complexă încât chiar profesioniștii au probleme de interpretare, de înțelegere, de cunoaștere, de aplicare a legii. Și chiar și noi ne punem întrebări unii altora, nu? Da. Cum să aplicăm o anumită lege. Într-adevăr, pe vremuri, acum 30 de ani să spunem, legislația era accesibilă, era ușoară. E foarte important să ai o cunoaștere simplă a legii. Tocmai am scris într-o postare pe Facebook că în încercarea de a simplifica lucrurile, mai mult le complicăm. Uh-huh. Și într-adevăr asta facem, pentru că am ajuns să dezbatem, spre exemplu, actualmente și cu deciziile Curții Constituționale date în materia prescripției răspunderii penale, am ajuns să dezbatem principii elementare de drept care există și existau în cărțile de drept penal general când învățam noi în anul 2, și am ajuns ca din ele să facem chestiuni extrem de complexe, cu niște raționamente extrem de complexe, și este o rețetă greșită. Pentru că noi nu trebuie să complicăm dreptul, trebuie să-l simplificăm, să fie accesibil și să respectăm regulile într-o manieră simplistă. Nu să creăm o regulă deosebit de complexă pe care nu o înțelegem, sau, mai rău, să emitem foarte multe acte normative. Parlamentul, guvernul, mai ales guvernul, nu are delegare legislativă dată de Parlament prin Constituție și se emit foarte multe ordonanțe, ordine ale miniștrilor, ordonanțe de urgență. E o avalanșă de acte normative, situație care duce la o anomie, adică atât de multe legi sunt încât nu le putem nici citi, cu atât mai puțin să le putem respecta. Da. Cam asta e situația și, într-adevăr, ați sesizat foarte corect această chestiune. E greu, trebuie să citești aproape în fiecare zi toate modificările legislative, trebuie să fii la curent cu ele, dar e adevărat că până antrenament înveți să le decelezi foarte ușor. Ca o întrebare așa de final, dacă mâine, să spunem că nu ați mai putea niciodată, în niciun loc din lumea asta să fiți avocat, ce ați face? Păi, considerând că n-aș mai putea să practic domeniul ăsta juridic, adică nici în învățământ, în domeniul juridic, cred că m-aș ocupa de sport. Probabil că aș fi antrenor de fitness sau de, nu știu, de arte marțiale, pentru că am studiat, adică fac sport și acum fac de mai mult de 32-33 de ani, cam așa. Și vă place dacă îl practic foarte mult timp și am avut grijă să fiu constant. Deci mi-aș deschide o sală de fitness și de arte marțiale. Foarte tare. Dacă vreodată se întâmplă să vă deschideți, vă rog să mă anunțați că o să vin și eu acolo să fiu client. Să știți că m-am gândit la un moment dat când mă retrag să fac chestia asta. Dar deocamdată e un proiect pe care nu l-am adus încă la gradul ăsta suficient de ridicat, astfel încât să fiu convins că asta voi face. Dar e o idee. Da. Eu vă susțin cu totalitate cu acest proiect. Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. A fost o plăcere să particip la dumneavoastră, la alumnii. Aici se încheie primul podcast marca Alumni Insert. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția acordată și vă invităm să aruncați o privire și pe celelalte materiale realizate în cazul aceluiași proiect pe pagina alumni.unitbv.ro sau uitându-vă pe pagina de Facebook a Universității Transilvania din Brașov. Eu am fost gazda dumneavoastră, Raiș Stanciu, iar până data viitoare să aveți toate cele bune. La revedere!